Am pornit înregistrarea. Ce discutăm noi acum va fi publicat, că înțeleg că aveți ceva de reclamat. Da. Cine sunteți? Care e problema? Păi sunt pictorul Ilie Pațira, s-a autorizat de Patriarhia Română și am avut mari probleme. Adică eu sunt autorizat pentru pictură din orice restaurare, s-a luat dreptul de restaurator. Din ce motive? Nu știu, din cauza Patriarhului. Așa. Am băgat dosarul acum 3 ani pentru categoria 3. Am avut mai mult decât trebuia pictură. Și mi s-au găsit unele motive și mi l-au respins că trebuie să mai fac o lucrare de 300 de metri, pe care nu o găsesc. Pentru că aici la Buzău, un alt preasfințitul Ciprian, are niște echipe de băieți care pun mușamale pur și simplu pe pereții bisericilor, în interioare. Chiar și peste picturile de valoare. Deci o afacere. Și noi nu mai găsim lucrări. Dar nu se poate așa ceva. În ce sens mușamale? Pe pictură murală? Pe frescă? Da. Chiar la catedrala episcopală, pictură foarte frumoasă, făcută pe timpul lunar preasfințitului Epifanie Norocel, că, vai Doamne, lui nu-i place, că nu e o pictură... El vrea pictură grecească. Păi dacă tu vii asta făcută la imprimantă, pe mușamat, nu e nici pânză. Dar Epifania asta de când e? Cât de veche e pictura și cât de prețioasă e? Păi nu neapărat că e prețioasă, dar acolo s-a făcut o pictură în frescă și... Dar nu-i protejată prin lege ca fiind, nu știu, monument de valoare artistică, istorică? Păi asta nu. Atunci biserica, mănăstirea, ca orice proprietar de imobil, își desenează cum vrea interiorul, că nu-l obligă nimeni să respecte vreo lege, după bunul gust, nu? Mie mi se pare corect. Pentru că această pânză sau mușama, de fapt, e mușama. Poate sunt tehnologii noi. Nu e adevărat. Fresca aia nu mai respiră. Aia în timp, peretele va fi sufocat și va face mucegai, se va desprinde. Fresca deci e fresca. Pe calea cea mai simplă, să scoată banul, nu contează cât va rezista lucrarea. Da. Asta e și cine are interes? De ce crezi că nu te lasă pe dumneata și îi pun pe... Dar nu numai pe mine. Nu numai pe mine. Suntem mulți în situația asta de noi nu mai avem lucrări. Și flagelul ăsta se va extinde, cred că, în toată țara. Unde mai e pictura noastră tradițională brâncovenească? A noastră nu e bună pictura murală brâncovenească, e bună aia grecească. Dar măcar să o facă pe aia. Da, asta e problema. Știu că voi avea de așa, dar nu mă interesează. Voi avea de suferit. Păi ce consecințe puteți suporta? Că oricum nu vă mai dau de lucru. Mai mult de atât ce poate să vă facă? Păi știu eu. Să vă blesteme, să vă excomunice din biserică? Nu de asta mi-e frică. Mi-e frică de altceva. Că mai are acolo la Arhiepiscopie, are o firmă din asta de pază. Acolo nu intri cu una, cu două. Te legitimează, te controlează. Da. Și să ai... Păi n-au încredere în paza Domnului și au luat și firme de pază? Nu, asta e problema. Mie nu mi-e frică. Mi-e frică de bunul Dumnezeu, Dar rest nu mi-e frică de nimeni. Până la urmă, cred că am să cedez, să nu mă apuc de altceva, sau plec în afară, poate e mai apreciată pictura. Nu mai știu. Dar sunteți specializat pe pictură de biserică, de mănăstire și pe restaurare. Da. Specializare în gustă. Bine că fac și pictură și valet, fac toate genuri de pictură, portrete, grafică. Da. Bun, am înregistrat discuția dumneavoastră, vă dau numele real și eventual lumea vă poate găsi pe rețele sociale, pe Facebook dumneavoastră, acum mă sunați și vorbim pe Messenger. Da. Dacă vin cu propuneri, cu oferte, vă pot găsi online, nu? Da, da. Mulțumesc pentru încredere. Mare încredere am în tine, Brega. Bine, mulțumesc. Mersi mult că m-ai ascultat. Numai bine, hai. Succes, Doamne. O zi bună.